Avem la telefon pe poate cel mai mare dinamovist, pe domnul Cornel Dinu. Bună ziua, domnul Dinu. Bună, bună, Horia, și ție și invitațiile. Bună ziua. Vă salut cu respect, mister. Ia uite, Gianni a nebunit când a auzit. Intră Dinu, intră mister, este. Îi place, îi place, da, lui Gianni. Da, da, Gianni le mai umflă așa. Zice că le vorbeam două ore. Păi două ore n-au făcut ei, n-au stat la școală de-a lungul ciclului primar sau ciclului secundar. Nu puteam să le vorbesc. Le vorbeam 15-20 de minute. Dacă ar să rețină atenția trează, la 3-4 minute le spuneam o poantă, un eveniment istoric, o pildă, ceva, ca să-i și puțin se mai scot din registrul tactic al prezentării mele. Dar eu nu vorbeam mai mult de 20 de minute, că știam cât este atenția lor distributivă antrenată. Normal. Așa e, mister, mai țineți minte la Săftica când ne-ați vorbit așa 25 de minute și stăteam la un moment dat așa cu mâna la tâmplă și ați vrut să ieșim la antrenament, să ieșim de situație și a zis: Gianni, dragă, nu mai sta așa, că dai senzația că gândești. Era o prelucrare de la Dumnezeu să-l ierte Bubu Sotir, era o preluare, dar spusă altfel de mine, de la Bubu Sotir, Dumnezeu să-l ierte, primul care a creat sindicatul jucătorilor și care avea umor nemaipomenit. Și care la un meci pe Sportul Studențesc era și Gigi Staicu la meci. Gigi Staicu stătea așa gânditor, o figură interesantă, s-a plimbat și pe lângă trupa noastră cu Fănuș, cu Băieșu, Dumnezeu să-i odihnească, Conții, o trupă întreagă, și mă rog, scriitori adevărați. Și îl vede pe Staicu că stătea așa cu degetele la tâmplă și foarte concentrat și Bubul întreabă: ce faci, Gigi? Păi, Bubule, mă, lasă-mă în pace, stau și mă uit la meci, mă gândesc. Păi poate cu degetele, că tu n-ai creier, cu ce să te gândești? În fine. Da. Deci avem umor ca popor, avem, incontestabil. Avem, avem, avem.